Băiețelul în vârstă de 6 ani a fost lăsat fără viață chiar de către sora lui, după ce aceștia s-au certat pe o minge. Mama și cei 4 copii ai săi erau la casa bunicii. Copiii mai mari se jucau în curte, iar fetița de 7 ani și fratele ei de 6 ani se jucau cu o minge în camera aflată între bucătărie și camera în care se aflau mama și bunica. La un moment dat, certându-se pentru minge, fetița s-a dus în bucătărie și din sertarul de sub masă a luat un cuțit pentru a sparge mingea. Băiețelul a luat mingea în braț, iar în momentul în care fetița a spart mingea, băiatul a fost înjunghiat, murind la spital. În urma tragediei, bunica și mama copiilor au fost trimise în judecată pentru ucidere din culpă, fiind acuzate că nu au asigurat supravegherea permanentă a copiilor de 6 și 7 ani și nu au luat toate măsurile necesare pentru protejarea și realizarea dreptului copilului. Judecătoria Oradea le-a declarat nevinovate pe cele 2 femei, judecătorul constatând că între acțiunile imputate inculpatelor și deces nu există raport de cauzalitate. În sentință se mai arată că pericolul nu a putut fi anticipat de către adult și nu putea fi prevenit decât dacă mama s-ar fi aflat chiar lângă copii și poate nici atunci. În foarte multe situații, urmarea gravă depinzând de viteza de reacție a adultului, chiar dacă acestea se află la un pas de copil. În pronunțarea sentinței, judecătoria Oradea a mai avut în vedere că părinții și bunica le-au insuflat copiilor ideea de bine și rău, au luat toate măsurile pentru a-i feri de pericole, mai cu seamă că mama și bunica, potrivit etniei din care fac parte în mod tradițional, se îngrijesc de familie și de casă și nu sunt angajate în muncă, învățându-i pe copii că nu au voie să folosească obiecte ascuțite. De altfel, mama copiilor a relatat că cei 2 minori mai mici ca vârstă nu foloseau nici măcar forculița, ci lingura pentru a mânca, tocmai pentru a evita accidentele casnice. Din examinarea probelor administrate nu rezultă niciun indiciu că inculpatele ar fi avut posibilitatea de a prevedea rezultatul jocului copiilor, activitate care în sine nu prezintă riscuri pentru cei implicați, se mai arată în sentința judecătoriei Oradea, relatează adevărul.ro.